Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați. Tema declarației de astăzi este ce a testat proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar. Itemii propuși la proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, probă desfășurată în data de 12 octombrie 2016, au relevat incapacitatea reprezentanților Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de a verifica abilitățile manageriale ale candidaților. Dincolo de timpul extrem de scurt avut la dispoziție de candidați pentru depunerea dosarului și pregătirea pentru concurs și de bibliografia bizară, am putut remarca greșeli impardonabile, atât în ceea ce privește formularea întrebărilor, cât și răspunsurile considerate corecte la unele dintre ele. Exemple ar fi multe. Întrebarea cu privire la anatomia măgarului, răspunsul cu privire la similitudine dintre volum și masă și nu greutate, respectiv între masă și timp. Mai mult, primii 20 de item au testat mai mult acuitatea vizuală a candidaților. Probabil că cei care au propus subiectele au considerat că un director bun trebuie să aibă vederea perfectă. Cunoștințele reale referitoare la administrarea unei unități de învățământ preuniversitar nefiind atât de importante. Se conturează ideea că reprezentanții ministerului nu știu ce se întâmplă în școli, nu știu ce face un director zi de zi, cu ce probleme se confruntă, care sunt realitățile învățământului preuniversitar actual. Nu cunoștințele teoretice aprofundate despre modelele manageriale și nici cele despre leadership-ul educațional sunt cele care arată cât de eficient va fi un director. Cu atât mai puțin cunoștințele legate de asemănarea între șosete sau mănuși, între tuberculoză și astm. De remarcat este și faptul că proba scrisă s-a desfășurat într-o zi lucrătoare, membrii comisiilor lipsind de la școală, dacă vorbim de cadre didactice, respectiv de la serviciu, dacă vorbim de reprezentanți autorităților locale, activitatea în unitățile de învățământ și nu numai, fiind perturbată. Nu contest faptul că ocuparea posturilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar prin concurs este necesară și sănătoasă, dar graba în care s-a organizat acesta, prevederile discriminatorii pe alocuri ale metodologiei, bibliografia nerelevantă și conținutul probei scrise a concursului arată că acesta nu a fost organizat în scopul selectării celor mai buni manageri de școală. Numărul mic de cadre didactice care sunt dispuse să își asume responsabilitatea funcției de director în învățământul preuniversitar, funcție caracterizată prin muncă susținută, remunerație neatractivă, birocrație excesivă, ar trebui să constituie un semnal de alarmă pentru Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, iar acesta ar trebui să fie capabil să selecteze dintre cei puțini pe cei care au calitățile manageriale necesare, nu pe cei care au vederea bună sau care reușesc să aleagă din 5 răspunsuri greșite pe cel mai puțin greșit. Vă mulțumesc pentru atenție. Laura Marin, deputat PSD Galați.